Țăranul și ciocârlia. Ciocârlia își făcu pe pământ într-un lan cuibul și cloci ouăle cu întârziere, așa că puii erau încă destul de mici. Aveau pene și învățaseră să zboare, dar aceștia rămâneau ascunși între spice de multe ori. Între timp, grâul s-a copt, iar ciocârlia era foarte îngrijorată că puii ei nu vor apuca să crească destul de mari și să aibă rezistența necesară să-și poată lua zborul până când vor veni secerătorii. Când trebuie să plece, își rugă puii să fie atenți la tot ce se întâmplă și să îi povestească tot. Într-una din seri, când se întoarse, puii tremurau de frică. Stăpânul, povestea cel mare, le-a spus fiilor lui să-și cheme prietenii pentru că trebuie să înceapă secerișul. Numai atât a spus? Întrebă zâmbind ciocârlia. Nu vă faceți griji, asta nu înseamnă nimic, veți vedea. Zis și făcut. A doua zi, prietenii nu se arătară. Țăranul trimise din nou după ei să vină în următoarea zi, dar ciocârlia tot nu se îngrijoră. Până în ziua în care îl auzi pe țăran spunând cu năduf fiilor lui: gata, ajunge, mâine ne apucăm de seceriș. Este o prostie să aștepți ajutorul prietenilor când este de lucru. Vom fi doar noi și dacă nu avem ajutor, tot vom termina, vom lucra cât e ziua de lungă. Bine, tată, încuvințară fii. Atunci, de-abia ciocârlia își strânse puii și își luară zborul cu repeziciune. Acum era sigură că lanul va fi secerat și dorea ca puii ei să fie în siguranță.